Înainte de a veni înspre America cu vreo trei săptămâni, am avut o întâmplare. Ea începe întâmplarea aceasta undeva prin anul 2007, când am avut un botez în una din bisericile unde slujesc și pentru că în dreptul unei tinere nu era clarificat o situație care nu era uh, tocmai uh, bună, am hotărât împreună cu frații puțin amânarea botezului până la clarificarea situației. Și ne dășduiam că lucrurile se vor clarifica repede, dar pentru o anumită perioadă nu se putea face lucrul acesta. Uh, ea. Provenea dintr-o familie în care mama ei era credincioasă, dar tatăl nu. Era un om rău, un om dur, un om feroce chiar. Și când a aflat lucrul acesta, s-a mâniat foarte tare și mi-a transmis că vrea să stea de vorbă cu mine. Și într-o joi, a venit acolo în fața bisericii și uh, mi-a pus câteva întrebări la care i-am răspuns foarte frumos. Și mi-a spus, astea au fost cuvintele lui. Ai norocul că ești în fața adunării, că altfel aș sta altfel de vorbă cu tine și te-aș călca în picioare și lucruri grele. Am terminat discuția, noi am intrat înăuntru la slujbă. El mi-a promis că mai caută pe cineva și va da mașina de râpă, fiind acolo o vale în fața clădirii bisericii și o va da de râpă. Am intrat la slujbă, nu ne-a interesat ce va fi, va fi. Și s-a dus, a mai căutat el alți oameni care să facă lucrul acesta, n-a reușit. S-a terminat în seara aceea totul, după vreun an și jumătate m-am întâlnit așa întâmplător cu el și bună ziua, bună ziua, i-am spus, vreau să vă spun ceva, dacă decizia noastră va deranja va a supărat atunci, pentru că atunci erați foarte pornit și n-am vrut să vă mai zic mai multe, zic, din punctul meu de vedere, vă rog să mă iertați, dar zic, altă decizie nu puteam lua. Tot asta aș fi luat-o, dar dacă v-a deranjat și atitudinea și decizia noastră a fost deranjată pentru asta, vă rog să mă iertați. Bine, i-am iertat și au continuat lucrurile. Un om, repet, un om dur, un om feroce, un om rece... Și în mintea mea de om, așa cum poate gândiți și unii dintre dumneavoastră, am zis, oricine se poate pocăi. Dar nu omul ăsta. În urmă cu trei săptămâni, o lună înainte de a veni cu acea, într-o piață, acolo în apropiere la noi, m-am întâlnit cu omul acesta și eram împreună cu soția lui și -o zis, de mult am vrut să stau de vorbă cu noastră. A început să spună câteva lucruri și având așa o mustață mare, lacrimile nu îi se mai duceau, îi se opreau aici pe mustață. Și curgeau una după alta și una după alta și mi-au spus așa, Dumnezeu mi-a ieșit înainte și Domnul George, vreau să mă pocăiesc, vreau să mă botez. Știți care a fost gândul care mi-a venit atunci? Spun în seara aceasta pentru ca să ne cercetăm fiecare dintre noi. M-am dus acasă și gândul care mi-a venit atunci am meditat așa la el și am zis Doamne, oare omul ăsta care eu n-am dat nicio șansă din punct de vedere omenesc s-ar putea într-o zi să-mi ia locul mie în împărăția lui Dumnezeu dacă eu nu mă pocăiesc și el să pocăiește? Asta a fost gândul cu care a mers acasă de acolo din piață. Dumnezeu să ne cerceteze în sensul acesta să înțelegem că Dumnezeu își pregătește poporul, Dumnezeu își pregătește locurile în împărăția Lui, Dumnezeu își completează, Dumnezeu adună de la garduri, de peste toate marginile ulițelor, de la intersecții, de peste tot, El adună și aduce la ospățul nunții Fiului Lui, slăvit să fie în numele Domnului Isus. În altă ordine de idei, trecând la textul din seara aceasta, poate unii dintre dumneavoastră v-ați gândit și e normal să vă gândiți și să spuneți dar cei cu textul ăsta? Că ăsta de obicei, unii frați slujitori îl folosesc la nuntă. Nu e un lucru greșit. Și dacă îl folosiți la nuntă, e bine să nu fiu înțeles greșit, e foarte bun. Însă, ceea ce nu ne-am gândit noi prea mult. Este că acest text și această întâmplare nici de cum n-a fost folosită și n-a fost spusă într-un cadru romantic, într-un cadru frumos. Din potrivă, din potrivă, cuvintele acestea, încotro vei merge tu? Voi merge și eu. Poporul tău va fi poporul meu și așa mai departe. Au fost puse în urma a trei tragedii. Un bărbat mai în vârstă, dar nu credem că a fost foarte bătrân, Elimelec, moare. Și nu după multă vreme, doi băieți, singuri pe care i-avea, Mahlon și Chilion mor și ei. În familia aceasta rămân trei văduve. Orpa, Rut și Naomi. Și bătrâna Naomi are niște sfaturi pentru norerele ei. Nu mai stați să mai așteptați așa cum poate îi obiceiul la evrei și în popoarele din Orientul Mijlociu, ca să vină un altul din urmă, un alt frate care să ridice urmași celor care au plecat din viață. Și ea folosește niște cuvinte și spune eu nu mai am cum să mai am copii și chiar dacă aș avea, mai aveți voi răbdare să mai așteptați până când vor crește ei. Întoarceți-vă la poporul vostru, la Dumnezeul vostru. Știți ce am observat aici, meditând asupra acestui cuvânt, care este o întâmplare foarte frumoasă din Scriptură. M-am uitat aici și am văzut în cele două nurori, două categorii de credincioși. Și-am văzut în Naomi chipul Domnului Isus Hristos. Una dintre nurori, Orpa, la un moment dat, după ce mai înainte, dacă Vesitia a declarat că merge și ea împreună cu cumnata ei și cu soacră sa mai departe, în final ea cedează și se întoarce la poporul ei, și la Dumnezeul ei. Și la Dumnezeu ei. Dar Rut rămâne împreună cu Naomi. Gândul sau gândurile care le am în seara aceasta este acesta. Ce faci când Dumnezeu nu mai vrea să-ți mai ofere nimic? Nu că nu are, nu că nu poate, dar el hotărăște în dreptul tău să nu-ți mai ofere nimic și să spun atât. Vreau să-i văd credincioșia, vreau să-i văd dragostea, vreau să văd ce face. Se întoarce înapoi ca o altă categorie de credincioși la poporul lui și la Dumnezei lui sau spune ca și rut. Eu rămân cu tine, indiferent pe unde te duci. Dacă treci prin Gabata, dacă treci prin Golgota, dacă treci prin Ghețimani, eu rămân cu tine. Asta este idealul credinciosului, să-L urmeze pe Domnul oriunde merge El, slăvit să fie numele Domnului. Să urmeze calea Domnului în al doilea rând. Chiar și atunci când calea lui Dumnezeu nu mai e Naomi, cea plăcută. E așa de frumos aici. Suntem ca în cer, suntem ca în rai. Dar ce faci când calea lui Dumnezeu devine mara, devine amărăciune și poate pâinea cu lacrimi și poate amenințări și poate jigniri și poate atâtea lucruri pe calea lui Dumnezeu care pot să apară la un moment dat, ce faci? Când Naomi nu mai este Naomi cea plăcută, ci devine Mara, te duci mai departe cu ea sau te întorci înapoi la poporul tău și la Dumnezeul tău? Care nu-i cel adevărat, rețineți, ci la poporul tău și la Dumnezeu tăi. Când calea lui Dumnezeu devine amară, continui să mergi înainte. Asta este întrebarea serii. Și gândurile acestea și cuvintele acestea au fost puse în acest context. Mara, Naomi, dacă mi-a plăcut să fiu împreună cu tine când lucrurile au fost bune, când ai fost Naomi cea plăcută și când mi-ai dat pe fiul tău de soț, îmi place de tine și acum, când ești mara și ești văduvă și nu mai pot să mi ofer nimic. Eu mă duc cu tine înainte. Indiferent ce se întâmplă, mă duc cu tine înainte, slăvit să fie numele Domnului. Asta e categoria de credincioși care continuă viața cu Dumnezeu până la final, până ce moartea ne desparte de pământul acesta. Și ne mută pe malul celălalt. Slavit să fie numele Domnului în seara aceasta, vă binecuvintez în numele Domnului Amin.